sportului românesc, un trecut glorios. 73 Octavian Bizău, 84 Mihai Merlă, 90 Nemanja Gârbovici, antrenor este Ovidiu Mihailă. 16 jucători a inclus Raul Fotonea pe lista. Este vedeta echipei din Baia Mare, un jucător adus de la Creteil din Franța, 31 de ani, a reușit primul gol. Între timp Steaua însă a egalat. Da, prin Martin Johansson, numărul 11, primul gol al estonianului și al Stelei în coordonatorul Stefan Puiș la balon pentru Rumen. Vine foarte mult sus Martin Johansson. Senzațională această schemă a bucureștenilor și Ionuș Georgescu îl învinge pe Alexander Mercalau. Un nou gol pentru Ionuș Georgescu, 8-6. Vedem acolo un duel între el și Nagy. Iar Marin Vegară ia locul centrului pentru această fază. Vuici se înalță, Humet și trage năpraznic Javier Humet. Spaniolul duce scorul la 10-7 în acest moment. Devastator șutul lui Javier Humet. Avem cea mai mare diferență pe tabela de marcaj de la începutul 45 de ani, așa cum vă spuneam, cel mai în vârstă jucător al gazdelor. Vă spuneam, prieteni, faptul că Steaua are un program extrem de încărcat în această perioadă. Formația din capitală vine în Maramureș după ce a suferit o înfrângere în Liga Seha. Apărare în semicerc, arată arbitrii și vedem o nouă aruncare de la 7 metri. Da, va executa Ionuș Georgescu. Publicul fluieră. Bizău, Humet îl angajează în extremă pe Gabriel Florea, își face pașii Florea și înscrie 15-12 la Cristo Milosevic. Javier Humet, faultată Javier Humet. S-au dublat bine acolo pe poziția de inter jucătorii celor de la Minaur Baia Mare. Va fi unul dintre ultimele atacuri ale primei reprize, mingea în mâinile bucureștenilor. Humet se înalță, Humet și trage în praznic. Humet la colțul stâng, înscrie spaniolul Javier Humet. Mai este timp, mai este în picioare această întâlnire. Steaua trebuie să-și numere cu atenție pașii pentru acest final de meci. Vuici, iese Georgescu la combinație, acum Marin Vegar. S-a apărat bine Baia Mare, un 5-1 a fost în defensivă, însă găsește Humet drumul spre poartă și înscrie la colțul lung Javier Humet, un gol extrem de important în economia partidei pentru spaniolul Javier Humet, care are și prezență în echipa națională. Acolo mingea rămâne în mâinile steliștilor. Georgescu ar fi vrut pașă spectatorii acum. Humet este faultat, Humet, mingea ajunge în mâinile lui Nemanja Gârbovici, care înscrie golul victoriei, golul care liniștește apele și aduce al doilea succes în acest campionat pentru Steaua. Acest final de meci este extrem de important pentru tine, i-a spus Ovidiu Mihailă și iată Gârbovici a marcat ultimul gol. 32-34, Steaua se impune aici în sala La Scărpană.